Campania de primăvară pentru înfrumusețarea municipiului a început. Acțiunea se va desfășura în două etape, iar primarul Ion Lungu îi așteaptă pe toți sucevenii alături de el și de angajații de la domeniul public. Etapa 1-3-7 martie, deci acum, îndepărtarea gheții, curățit rigolii, greblat spații verzi, măturat manual, colectat deșeuri, igienizarea eurocontainerilor, desfințarea depozitelor necontrolate, adică cei care au pus deșeuri peste iarnă și le-a acoperit zăpada. Etapa a doua, 10 martie, 18 aprilie, sigur este etapa de pregătire a orașului pentru sărbătorile de Paști. Și aici, pe săptămâni, avem mai multe echipe, deci în toate cartierele din municipiul Suceava vom face curățenie. Voi participa și în acest an personal pentru al 10-lea an consecutiv, nu din populism, nu din demagogie, din dorința de a da un semnal de responsabilitate civică, că nu e rușine să pui mâna pe mătră sau pe măturoi să faci curat în oraș sau în fața blocului. Invitații de implicare în campania de curățenie au fost adresate asociațiilor de proprietari, școlilor, gărzii de mediu și, de ce nu, politicienilor. De asemenea, vom solicita ajutorul și asociațiilor de proprietari, vom lucra în colaborare cu asociațiile de proprietari, vom avea și material săditor pentru anumite zone, spații verzi, dar sub directa îndrumare a celor la domeniul public. Nu mai sunt vremuri de altă dată când dădeam material săditor la asociații și din informațiile care ajungeau erau valorificate. Deci domeniul public la primărie va merge personal și va planta acest material săditor, unde este cazul. De asemenea, pe anumite zone vom atrage și unitățile de învățământ să participe alături de curățenie participe la curățenia orașului alături de primăria municipiului Suceava și cu garda de mediu și alte organisme de mediu vrem să facem o curățenie în parcul și poate chiar dacă nu este clarificată problema, nu este al municipalității, totuși este în zona primăriei și vom face tot posibilul să facem curățenie și acolo. Eu nu l-am chemat niciodată, dar dumneavoastră a venit propria inițiativă. Sper cum a venit atunci când era campanie electorală să vină și acum când nu este. Eu am măturat totdeauna când a fost campanie și când n-a fost. Am măturat din 4 în 4 ani. Da, având în vedere faptul că este campanie electorală, sper să vină și în acest an, domnul Băișan.